Sunt onorat de participarea noastră la această întâlnire. Nu am fost prevenit că sunteți atât de mulți. Nu mi-am pregătit un discurs. O să vă spun pur și simplu de ce sunt în această campanie, cu ce candidez pentru Parlament, de ce cred că sunt foarte multe lucruri de făcut în Călăraș, de ce am venit aici în Călăraș. Dar înainte de toate, am să fac un apel către dumneavoastră, plecând de la vorbele unui mare filozof grec, care spunea că oamenii răi conduc și ajung la putere cu votul oamenilor buni care stau acasă și nu votează. Și primul meu mesaj către dumneavoastră, ca niște oameni buni și interesați de urbea dumneavoastră, altfel n-ați fi aici prezenți, este să ieșiți la vot. Indiferent ce opinie aveți. Să ieșiți și să vă exprimați opțiunea politică. Pentru că numai în acest fel puteți să participați la decizii. Să nu faceți greșeala să credeți că un vot este neimportant. Cu un singur vot se poate schimba soarta Parlamentului, se poate influența drumul pe care merge țara noastră. Deci cred că prima datorie a fiecăruia dintre noi, care avem acest drept, un drept care a fost, să nu uităm, câștigat cu multe lacrimi și mult sânge în urmă cu 26 de ani, este să votăm. Avem, în primul rând, față de cei care nu mai sunt și au ieșit atunci în stradă pentru acest drept, obligația să mergem și să votăm duminică. Fie că e vânt, fie că e ploaie, fie că ninge sau e soare, ne ia o jumătate de oră, o oră cel mult, două, hai, dacă mai stăm și la o vorbă pe drum, ca să ne exprimăm opinia. Și dar mergeți la vot, sigur ca membru al echipei Partidului Național Liberal, nu numai că îmi fac datoria, dar îmi exprim un crez. Spunând, votați PNL, și am să vă explic de ce vă fac acest îndemn, dar dincolo de acest votați PNL, rămânem votați. Acum, nu știu cât știți dumneavoastră despre mine și cu ce m-am ocupat și nu ăsta este rolul adunării, dar două, trei lucruri o să vă spun, pentru că e normal să știți pe cine aveți în față. Pe Raluca o cunoașteți foarte bine, pe domnul Dumnezeu îl cunoașteți, domnul Enciu îl cunoașteți, pe mine ne cunoașteți mai puțin și poate vă întrebați ce e cu domnul acesta la noi, Vădorom Tronc, Moldenița, județul Călăraș, vrea să candidez. Am ales să candidez în Călăraș. Pentru că am avut o serie de experiențe profesionale și politice, administrative până acum, care mi-au creat un bagaj de cunoștințe și de, hai să spunem, îndemânări în administrație, în politică, care vreau să pun în slujba Călărașului. Am fost avocat și sunt în continuare din 1991. Am fost cadru didactic universitar, am fost ministru 4 ani și mai bine, fără să am apartenență politică atunci. Fac politică de 3 ani. Unii ar spune că sunt vechi, alții ar spune că sunt nou. Depinde la ce te raportezi. Și am avut parte de șansă să văd cum funcționează guvernul, cum funcționează parlamentul, cum funcționează administrația, cum funcționează mediul de afaceri. Doresc acum să mă alătur echipei, și am făcut-o în PNL Călăraș, ca să punem în aplicare un proiect aici, foarte simplu în esență, dar complicat de realizat. Proiectul acesta presupune să aducem aici investiții în Călăraș, în județul Călăraș, inclusiv în Oltenița, și să creăm locuri de muncă. Pentru că fără investiții și crearea de locuri de muncă, nu vom avea resursele să construim școli, să reparăm sau să construim spitale, să dăm salarii decente administrației, medicilor, profesorilor, ca să nu mai plece în străinătate. Să creăm oportunități pentru afaceri aici, în județul Călăraș. Știm cum să facem acest lucru. Suntem uniți, suntem o echipă bine sudată, ne înțelegem. Putem să spunem oamenilor, aveți încredere în noi. Pentru că toți vrem ca după 4 ani de zile să spunem în județul Călăraș, în Oltenița, s-au creat atâtea locuri de muncă în plus, au venit atâtea investiții în plus, a crescut cu atâta nivelul de trai al oamenilor. Nu este normal ca la 7-8 ani după intrarea în Europeană, salariul mediu net în județul Călăraș să fie 1050 de lei. Și vreau să vă asigur că știm, cu acești bani nu se poate trăi decent.
Oamenii nu pot să-și facă planuri, nu pot să-și facă profesii, nu pot să-și crească copii, nu pot să-și întemeieze familii dacă n-au un venit decent. Știm că una dintre principalele probleme ale României astăzi este sărăcia, care a ajuns să atingă 40% din populație, într-un fel sau altul, direct sau indirect. Și acest lucru trebuie să înceteze. Știm că există în jur de 50.000 de copii în România, ai căror părinți, unul sau ambii părinți, sunt plecați de lângă ei, pentru că nu găsesc aici un loc de muncă. Știm toate aceste lucruri și vreau să vă dau și o veste bună. Există soluții pentru ca această stare de lucruri să înceteze. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să intrăm într-o reformă a administrației, care nu înseamnă a da oameni afară, ci înseamnă a regândi administrația și a o plăti cum se cuvine. Și de aceea ne-am propus o lege de salarizare unitară pe tot sistemul bugetar public din România. Dar o lege care să fie gândită pe termen lung, sustenabilă, în acord cu nou buget. Nu o să facem niciodată, cum să spun, o crimă, o trădare față de electorat. Să vii să minți oamenii în față și să spui că de mâine poți să faci și să treci. Nu, de mâine nu se poate face și lege nimic. Cine vă spune că de la 1 ianuarie dublează pensii și salarii, vă minte. Vă minte în față, privindu-vă în televizor. Și am văzut unii care fac asta de o lună de zile. Fără niciun fel de ezitare. Cu nerușinare. Am văzut pe Liviu Dragnea cu minte un popor întreg de o lună și jumătate cu nerușinare. Noi știm că minte, știe și el că minte. Am verificat cu calculele ceea ce propune și nu se poate din 1 ianuarie. Dar se poate face, pe termen lung, undeva la jumătatea anului, o lege de salarizare unitară. Și de aceea am propus-o. Pentru că nu e normal doar să măresc salariul la doctor sau doar la profesor. Trebuie să o faci echilibrat pe tot sistemul bugetar. Adică oamenii fără resurse nu pot trăi decent. Și o țară care se zbate în sărăcie nu poate progresa economic. Deci ăsta este primul pas pe care trebuie să-l facem. Să atacăm flagelul sărăciei. Prin măsuri care sunt la dispoziția Guvernului. Și Guvernul Partidului Național Liberal o să facă acest lucru. Apoi trebuie să concentrăm investițiile guvernamentale pe infrastructuri. Nu e normal ca țara românească, compusă din provinciile ei istorice, să nu fie brăzdată de autostrăzi la 26 de ani de la Revoluție. Provinciile noastre istorice nu sunt legate nici astăzi. Ca să pleci de la el și să ajungi la Oradea, să trebuie 12 ore cu mașină. Și nu e normal acest lucru. Deci, ne vom concentra pe legarea provinciilor istorice prin finalizarea autostrăzilor și începerea unei autostrăzi din Moldova către Transilvania și legarea țării românești de Transilvania prin autostrada Sibiu-Pitești. Și în acest fel se consolidează și uniunea noastră politică. Hai să ne aducem aminte care a fost primul gest economic pe care l-au făcut regele Carol I după războiul de independență. I-a dat inginerului Salini proiectul construcției podului atunci Carol I, astăzi Salini, de la Cernavodă. De ce? Pentru că a înțeles că noua provincie alipită, vechea provincie românească, Dobrogea, trebuia legată de țară printr-o cale de transport. Și de aceea și noi trebuie să facem cum am făcut înaintașii noștri. Rapid să ne unim cu Transilvania prin autostrăzi, prin drumuri care să strângă și legăturile politice și cele economice. Apoi, trebuie să ne îndreptăm atenția rapid către educație și sănătate. Astăzi toată lumea vorbește de educație și sănătate. Eu am acolo pe scaun un caiet de 170 de pagini, care e programul nostru de guvernare și care a fost scris anul trecut. N-a fost scris în această campanie, n-a fost scris acum două luni de zile, a fost scris în urmă cu un an și jumătate de către mai mulți experți, de către colegi din partid, a fost discutat în Partidul Național Liberal. E un document la care au lucrat sute de oameni. Și primul capitol al acestui document este sănătate. Al doilea este educație. Pentru că am înțeles cu toții că fără a ne concentra pe sănătate și educație azi, nu va exista un mâine
care să asigure dezvoltare pentru noua generație și liniște la pensie pentru cei mai în vârstă. Și suntem primul partid care a făcut acest lucru. Acum un an și jumătate nu vorbea nimeni de acest lucru. Astăzi toată lumea vorbește de sănătate și de educație. Foarte bine. Dar trebuie să și facem. De aceea ne-am pus în program să construim 8 spitale regionale. Să construim un pachet de carieră, nu numai de salarizare, ci și de parcurs de carieră pentru medici. Să nu mai plece în străinătate. Să revină înapoi și că la fel și pentru dască. Dacă dezvoltăm educația, vom avea mână de lucru pregătită, calificată. Am stat de vorba aici în Oltenița acum 2 săptămâni cu un antreprenor care are o fabrică de confecție. O întreprindere mică, de fapt. Și spunea, nu am forță de muncă, să pot să dezvolt. Pentru că fie sunt tineri care au studii superioare, dar nu au calificare profesională, fie sunt oameni care nu au această calificare sau fi la nivel de liceu. Și nu pot să nu mă gândesc că în 2009 ministrul Partidului Social Democrat, Ecaterina Andronescu, a închis peste noapte școlile profesionale. Și din 220.000 de cursanți cât erau atunci în școlile profesionale, astăzi avem mai puțin de 20.000. Și efectul vedem în industrie, în mica industrie, în antreprenoriat, în faptul că noi nu ne-am dezvoltat o clasă de antreprenori, o clasă de mijloc, care să creeze locuri de muncă și să dea salarii decente oamenilor. De aceea trebuie să ne concentrăm pe educație. În urmă cu 40 de ani, Finlanda era un stat la coada Uniunii Europene. La coada Europei. Astăzi, Finlanda este un stat care este în vârful statelor care au dezvoltare accelerată în Europa. Pentru că au investit în educație. Au mizat pe educație și trebuie să facem și noi același lucru. Și efectele se vor vedea foarte rapid. Toate aceste lucruri pe care le vom întreprinde la nivel național au un corespondent în plan local. Deja, colega mea, Raluca, v-a explicat. Vrem să dezvoltăm mai multe obiective de infrastructură, astfel încât să putem prezenta județul Călăraș, să prezentăm Oltenița, ca oportunitate pentru oameni care pot să creeze fabrici mici, fabrici mari, întreprinderi, să creeze locuri de muncă. Și să genereze venituri pentru cetățeni, prin salarii, pentru autorități locale, prin taxe locale, prin impozite locale și pentru guvern, taxe la nivel central. Fără acești oameni care creează locuri de muncă, nimic nu este posibil. Și obiectivul nostru este să dezvoltăm județul Călăraș într-un pol accelerat de creștere economică. În 4-8 ani de zile, lucrurile vor putea sta altfel. S-ar putea să vă uitați la mine, să spuneți, omul ăsta ne spune povești. Nu sunt povești. Sunt lucruri care în alte părți s-au întâmplat. Sunt lucruri care în alte părți au fost gândite și puse în aplicare de oamenii locului. N-ar trebui să vină guvernul sau Uniunea Europeană sau Bruxelles sau mai știu cine să creeze un astfel de proiect. Noi cei care ne legăm, sunt deja legați unii dintre noastre prin carieră locală, de Călăraș, de județ. Trebuie să gândim acest proiect. Să ieșim dintr-o stare de inerție, să avem încredere. Că se poate face și ne știm cum să-l facem. Dar durează. E nevoie de timp. 2, 3, 4 ani de zile. Pentru că nu e simplu să aduci investiții într-un județ care astăzi are un nivel de dezvoltare mult sub media pe țară. Deși potențialul e foarte mare.